Doamna Monica Urdubei, în pregătirea unui spectacol, la unui recital de o oră din marii clasici, este o muncă foarte mare, un efort deosebit. Cum se împacă viața dumneavoastră de zi cu zi cu această deschidere spre publicul larg, cu dorința de a transmite frumusețea muzicii clasice? Da, este o muncă foarte grea și, cum să vă spun, lucrez foarte mult și la școală. Am mulți elevi în privat, lucrez la Colegiul Boboa. Am elevi în privat de la maternel până la adulți. Lucrez de luni până vineri și, cum să vă spun, nu prea am timp liber. În timpul meu liber este studiu, practica de muncă și practica de zi cu zi. Trebuie să fiu foarte organizată. Fără organizare nu reușesc nimic. Weekendurile le studiez și pe alea 4-5 ore pe zi. Dar cum să vă spun, este o pasiune, o pasiune pe care o am de mică și care vreau să meargă în continuare și ador pianul, ador muzica clasică. Fără pian nu știu dacă, nu știu ce aș face. Scopul în viață este, scopul în viața mea este să transmit muzica publicului, publicului larg, cât de la copii până la adulți. Și dacă avem un scop în viață, putem face orice. Deci scopul meu a fost să pregătesc acest concert care se va derula pe 24 aprilie la orele 17. Deci pentru asta lucrez de, să vă zic, cam 6 luni de zile, chiar mai mult, lucrez la repertoriu, pentru că e un repertoriu foarte vast și foarte greu. Voi avea Beethoven, care Beethoven este un pic la sfârșitul clasicismului și începutul romantismului, și Frederic Chopin și Franz Liszt, care amândoi sunt romantici. Așadar, în așteptarea primăverii, înspre vară deja, ne dați un randevu cu ceea ce muzica clasică poate să ofere spiritului tuturor iubitorilor de muzică. Da, într-adevăr, va fi un concert foarte frumos și sper, este un concert pe care l-am ales cu mare plăcere și cu mult suflet și melodiile vor fi piesele, vor fi mari capodopere de artă. Voi cânta sonata de Waldstein a lui Beethoven, care este o operă de artă a lui Beethoven, o sonată foarte renumită, Rapsodia de Liszt, Rapsodia ungară de Liszt. Mulți o compar cu desenele animate Tom și Jerry. Veți vedea, va fi foarte, foarte frumos. Și balada numărul 2 de Chopin, care a fost în filmul Pianistul. Și 32 de variațiuni de Beethoven. Și sper ca pasiunea mea pentru pian și iubirea mea pentru muzica clasică să fie transmisă publicului. Doamna Monica Urdubei, profesor de pian în cadrul Colegiului Boboa, cum găsiți capacitatea de a recepta a publicului muzica clasică, interesul lui față de marii clasici pe care dumneavoastră îi veți interpreta în concert? Este o muncă foarte grea în spate, care nu se vede. Numai eu știu cât de grea este și fac asta cu mult drag pentru a atrage publicul de toate vârstele, publicul românesc, comunitatea românească și celelalte comunități, pentru că fac asta cu pasiune și practic dorința mea e a atrage publicul la muzica clasică, care se pare că în ziua de azi nu mai este cum era odinioară. Și încerc cu mare, cu mare drag să atrag publicul spre muzica clasică. Despre tinerii dumneavoastră elevi, interesul lor rămâne constant? Da, într-adevăr, sunt atât de drăguți, le place, adoră pianul, fac cu multă, multă, multă dorință. Chiar și ei vor avea un concurs de pian în luna mai. Au foarte mare dorință de a cânta. Le place enorm de mult muzica clasică, deci asta cred că este o pasiune a mea care le transmit. Pasiunea mea pentru pian. Așadar, pentru spectacolul de pe 24 aprilie, invităm în această minunată sală a Teatrului Boboa atât părinți cât și copii. Este al primul spectacol sau ați susținut și alte spectacole la public larg?
Este al treilea, am avut și România spectacole și concerte, recitaluri, nu este primul și nu va fi nici ultimul. Va fi un program foarte vast, foarte larg, cum se zice expresia, faimoasa expresie de a gâdi la publicul la urechi. Deci piesele sunt foarte, foarte cunoscute și va fi de un mare succes, eu cred. Așadar, de la cei mai mici până la cei mai mari, acest concert este o ocazie de a fi noi înșine, de a trăi ceea ce muzica clasică poate să trezească în spiritul nostru. Ce anume vă face pe dumneavoastră să puteți să continuați, aveți sprijin, vă oferă sprijin familia, pentru că veniți în Canada, avem nevoie de acest suport. Da, sprijinul meu foarte mare este mama. Mama care m-a susținut de mică și care mă susține în continuare. Nu știu dacă fără ea aș fi ajuns unde sunt acum, pentru că a fost un mare sprijin și în cariera mea muzicală și când am terminat facultatea. După o perioadă atât de plină de repetiții, de exersări pentru pregătirea unui spectacol, după un efort fizic și financiar, care ar fi satisfacția cea mai mare pe care o poate resimți un artist la sfârșitul unui spectacol? Cum să vă zic, satisfacția cea mai mare este de a avea o sală plină. Deci asta e satisfacția cea mai mare. Doresc publicul să vină într-un număr mare la recitalul meu. Va fi un recital foarte frumos, cu piese foarte cunoscute. Și o altă satisfacție pe care o am este de a vedea publicul cu iubirea și de a pleca cu sufletul plin de bucurie de aici. Un plus de sensibilitate. Exact, exact. Deci, practic, asta ar fi satisfacția unui artist, e tot timpul să vadă sala plină și să vadă publicul foarte satisfăcut de recitalul pe care artistul a avut. Și, de asemenea, este și un motiv care face ca acest artist să continue să ofere publicului pasiune, să ofere publicului deschidere spre cultură. Da, într-adevăr, cu cât vedem mult public, sala plină, cu atât avem motivația, o dorință de a avea cât mai multe spectacole, cât mai multe concerte și cred că ceea ce se va și întâmpla. Doamna Monica Hurdubei, vă mulțumim pentru acest interviu și vă dorim mult succes în realizarea acestui spectacol. Vă mulțumesc mult de tot pentru invitație și aștept publicul cu mare drag la concertul meu. Dragi telespectatori, vă invităm pe 24 aprilie, într-o după-amiază frumoasă de florii, la ora 5, în număr cât mai mare, într-o sală extraordinar de frumoasă, cu un recital deosebit al doamnei Monica Hurdubei. Maria Ionicescu pentru Escu TV. Pe curând! Jack Spintecătorul. Jack e un adversar foarte, foarte bun. Și-a confirmat poziția de campion mondial. A câștigat titlul mondial și l-a apărat cu George Groves. Își merită locul și cred eu că este o oportunitate foarte, foarte mare pentru mine să am această șansă să redevin campion mondial pentru a doua oară și mai mult de atât la centura WBC. Este o oportunitate, faptul că meciul va fi în America, va fi mult mai... victoria va fi mult mai răsunătoare pentru mine. Mă bucur de această oportunitate și să boxez pentru mondial, să am două meciuri de campionat, de titlu mondial, unul după altul.
dar acest lucru mă motivează foarte mult și sunt convins că pe 30 aprilie voi da totul în ring pentru a redeveni campion mondial și mă voi întoarce acasă cu centrul. Sunt convins, chiar vorbeam cu colegii și cu antrenorii, cu Chris Gănescu, chiar spunea că 13 va fi cu noroc, va fi al 13-lea titlu pentru meci pentru titlul mondial și va fi cu noroc. Eu cred foarte mult în șansa mea. Mă voi duce acolo la Washington pentru a câștiga acest meci. Voi da 100%. Sunt convins și știu acest lucru că nu sunt favorit, pentru că Badu Jack este campionul, e normal să fie favorit campionul, dar mă voi duce acolo și voi da totul, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a câștiga acest meci. Toată lumea vorbește, cel puțin cei de la televiziunea americană Showtime își doresc acest meci, câștigătorii acestor două meciuri care vor fi pe 30 aprilie să unifice centurile către sfârșitul anului. Toată lumea speculează, sau cei puțin presa speculează, că și e normal să speculeze în acest mod. Va fi un meci între Badu Jack și James The Gale, pentru că ei sunt campioni. Dar eu sunt aici și voi fi acolo pe 30 să le stric demersurile și, bineînțeles, mi-ar place foarte mult, aș adora acest lucru, să am posibilitatea unui meci de unificare al centurilor sau să am posibilitatea cel puțin să-mi iau revanșa în fața lui The Gale. M-a duc cu un boxer cu experiență, un boxer care are o experiență în boxul amator foarte, foarte bună. A participat la Jocurile Olimpice în 2008 în China. Este campion mondial în momentul de față și a apărat centura cu succes. Aparține unui club foarte, foarte prestigios din America, Mayweather Promotion. Are oameni, are o echipă foarte, foarte solidă în spatele lui. Este un băiat serios, din câte am văzut și cât l-am cunoscut, l-am urmărit pe rețele de socializare, un băiat serios care se antrenează foarte, foarte, foarte mult și este într-o stare de pregătire, într-o formă foarte bună fizică. Asta a demonstrat-o și la ultimele lui meciuri. Deci mă aștept la un meci foarte, foarte greu, faptul că e favorit, faptul că este campion. Nu subestimez acest lucru, l-am luat foarte în serios, de aceea mă pregătesc foarte, foarte intens, mă simt într-o formă foarte bună, psihologic sunt foarte bine, din punct de vedere al sănătății, la fel, și ăsta lucru cel mai important. Pentru mine, faptul că sunt sănătos și mă pot antrena 100% contează cel mai mult. Încrederea mi-a revenit 100%. Dacă aveam puține ezitări înaintea meciului cu The Gale, pot să vă spun acum că mi-am revenit și mă simt foarte bine, foarte încrezător și cred în șansa mea de a deveni campion mondial încă o dată. Badu Jack este, cum am menționat, am urmărit foarte multe meciuri de ale lui, lovește foarte puternic cu brațul drept, este un boxer dreptaț. Ceea ce am văzut în ultimele lui meciuri, un boxer agresiv, într-o formă fizică foarte, foarte bună și pune presiune pe adversar. Sper și îmi doresc acest lucru, să fiu eu cel care controlez lupta, să fiu eu cel care sunt agresorul și cred că acest lucru nu o să-i placă. Sunt convins că în strategia lui va gândi că eu o să mă deplasez foarte mult, dar o să fie surprins pe 30 aprilie când eu voi fi cel care va domina. Bineînțeles că împreună cu echipa am făcut o strategie, avem un plan A, avem un plan B. În cazul în care nu funcționează planul A, cu siguranță voi recurge la planul B.
dar cel mai important lucru, și asta e valabil pentru toți sportivii, în special la box, te adaptezi în ring. Nu este nimeni acolo cu tine să te ajute, nici antrenorul, nici arbitru, nici spectatorii de în sală. Ești singur, doar tu cu adversarul. Și e un sport care e un sport de reflex, un sport de instinct, care e mai bine pregătit, care e concentrat mai bine și reacționează pe fracțiune secundă, poate avea un avantaj. Știu că mulți au pierdut încrederea în mine, cel puțin după ultimele performanțe ale mele, mai cu precădere meciul cu Froci, meciul cu Pascal. Dar pot să vă spun că Lucian Bute este acum aici 100%, mi-am revenit, muncesc foarte mult, sunt 100% în sală și voi face tot ceea ce îmi stă putință pe 30 aprilie să redevin campion mondial. Este seara de înviere, o seară sfântă și Lucian Bute va deveni campion mondial. Știm că aveți o legătură specială cu părintele Arsenie Boca. Sperăm că ne veți vorbi despre dumnealui în această seară. Da, părintele Arsenie Boca l-am cunoscut în 75 și sunt vindicat în chip miraculos din dânsul și venind eu, când am venit pentru prima dată în state, eu am venit într-o colectă, când, aflând dragostea creștinilor față de părintele Arsenie, n-a fost în fiecare biserică pe unde am trecut, le-am vorbit despre părintele, m-au rugat să le vorbesc despre părintele Arsenie Boca și preoții și credincioșii. Și atunci m-am marcat cu tremurător că aici, peste ocean și la așa mare îndepărtare, creștinii îl iubesc atât de mult pe părintele Arsenie Boca. Și aceasta m-a făcut și m-a adus din nou ca să mai vin pe aici, să ne împărtășim bucuriile și să ne întărim credința, pentru că dumneavoastră aici, în această parte a lumii, faceți o misiune, sunteți misionari și îl vestiți pe Dumnezeu, îl predicați pe Dumnezeu, fie prin emisiuni, fie prin cuvânt viu, față către față, indiferent. Cum zicea părintele Arsenie Boca, să apărăm cauza lui Dumnezeu în lume. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc. Și de a avea credință și ne-a dat părintele să învățăm pe de rost textul ăsta. De a avea credință încât să mut și munții. Și credință. Dacă dragoste nu am nimic, nu să de a avea credință să înviez morți. Dacă dragoste nu am nimic. De a-și da trupul meu să fie ars, o mare jertfă ca să fie ars tu, din credință. Dacă e credință fără dragoste, dacă nu am dragoste, nu sunt nimic, spune Sfântul Apostol Pavel. Și la această măsură, părintele, cu toți ucenicii câți i-au avut de când era la sâmbătă și până a închis ochii, asta a vrut să-l sădească pe Dumnezeu în sufletul tuturor, pe Dumnezeu și iubirea de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu și de oameni este condiționată mântuirii noastre. Și eu la dumneavoastră am venit că vă iubesc și dumneavoastră ne-ați răspuns cu aceeași iubire și
și această virtute să ne ajute Dumnezeu să o avem. Urmăriți în viață. Când cineva vă urăște, să nu răsplătiți cu aceea murire. Să nu răsplătiți cu ură, să iertați. Și zicea Părintele Arsenie, era cineva care spunea să plângea că nu mai știe ce să facă și a zis cât năcaz îi face, sau familie și multe ne putem înșira. Mă, stai de vorbă cu Dumnezeu pentru ei, nu cu ei despre Dumnezeu. Și ce nu puteți rezolva, cum spun Sfinții Părinți? Fă ce poți și roagă-L pe Dumnezeu pentru ceea ce nu. Și se aduce și pe ceilalți, că fusei invitată anul trecut în postul patimilor lui Iisus, în Italia. Și acolo așa frumos s-au organizat preoții, că într-o săptămână am vizitat 7 comunități. Și-au organizat preoții și-au făcut Sfântul Mazlu și m-am dus în fiecare parohie. Și îmi spune un părinte că, zice, uitați, Maica Stareță, strada asta e plină de români. Dar niciunul nu vin la biserică. Și am zis, ce durere, părinților. Biserica, acei preot român, comunitate, și nu vin. Și au zis și pe aici, prin Montreal, pe la bisericile dumneavoastră, îmi spun părinții și creștinii, că sunt mulți români pe aici. Sunt. Dar bisericile lasă nălorit. Și poate din greșeală vor auzi ce zi acum. Să aibă mare grijă. Să nu-și uite. Și copiii să nu-și uite limba și credința. Să nu-și uite credința și să nu-L uite pe Dumnezeu, ca nici Dumnezeu să nu uite de dânși. Luptați, iubiților, pentru ei. Dacă viți neamuri, dacă viți prieteni, aduceți problema, aduceți ușor, aduceți apropiații de Dumnezeu. Că rostul vieții noastre pe pământ, acesta este, ca să câștigăm viața cealaltă.